Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mă tot gândesc dacă e bună piesa asta aici sau mai bine foloseam una din alea. Te le-am propus la bătălia hiturilor. De forjează Luca cu ele. Voi să dai prodigii. Da, drumul spre mare. Pe drumul spre mare. Important e și ce faci la mare. Ajungi la mare și ce faci la mare. De ce se duce lumea la mare? A fost întrebat? Să faci jogging. Foarte bun pe nisip. Da, aici m-am blocat. Deci Luca se duce la mare ca să facă jogging. Pe sănătate, Luca. Lumea, nu eu. Lumea de aia se duce la mare. La jogging. Da. Asta, viața mea. Când, băi, de ce te ajută toată lumea? Uite când făceam... Autostrada 2 plină. Ai văzut cozile alea la Fetești, la pod? Toți sunt pe jogging. Toți sunt pe jogging. Mai ții minte când mergeam și făceam emisiune de la mare? Mai ții când minte. Joggeri erau... Mamă, da, erau dimineața. La jogger. Din punctul meu de vedere, la mare poți să te duci fie în sud să mănânci midi pe plită cu mămărigă, fie în nord la Constanța să mănânci... Tot ce se mănâncă la Constanța. Da. Sau șuberec. Șuberec. La jumate. La sau nuntă, supă, ciorbă tătărească de nuntă. Și ciorbă tătărească de nuntă, dar parcă nu e chiar să te miști până acolo. Dar pe plajă, pe plajă te-ai gândit? Ce faci tu pe plajă? Mănânc șuberec. Cu chefir. Da. A fost întrebat însuși Ups Teodosie Snagoveanu, în al preasfinția sa Teodosie Snagoveanu, într-o emisiune la Radio Dobrogea. A fost întrebat dacă e păcat să mergi pe litoral sau când mergi, ce faci? Și e în felul următor. Stați așa, deci moderatorul în dialog cu preasfinția sa și îl întreabă, citez. Apare și această întrebare, zice moderatorul. E păcat să mergi la mare, să te îmbăiezi, să... Și nu-și termină să... asta, trei puncte. Păi bine, astea trei puncte, punctele astea de suspensie, astea m-au incitat aici. Ce vrea moderatorul să întrebe și nu poate? Adică e păcat să mergi la mare, să te îmbăiezi, să... Și ce a răspuns? Să mai ce? Să ce? Iar răspunsul lui preasfinției sale a venit imediat. E de părere că doar cei care se duc acolo, citez, pentru sănătate, nu comit un păcat. Deci a avut dreptate, uite, jogging. E pentru sănătate. Da. Eu am simțit. Eu am văzut niște creaturi pe plajă la mare... Dom'le, aveau o sănătate, erau excepțional de sănătoase, deci cred că preasfinția sa știe despre ce vorbește. În opinia sa, a preasfinției sale, toți cei aflați la mare trebuie, citez, să-și țină mintea în frâu, să privească numai acolo unde se cuvine. Eu de asta privesc mereu spre restaurant. Da, da, da. Unde se cuvine, asta e întrebarea, unde se cuvine să privești? Să privești în nisip, unde să privești? Numai în larg, a zis bine, în larg. Da, da, și rezistența. Da, ești la mare, să te uiți la mare. În fața păcatului. Adică, dar să nu rămâi cu ochii în soare, știi? Adică ochii văd din imagine, conștiința nu și nu. Dar Snagoveanu ăsta... Nu ăsta. Te rog frumos, puțin respect. În nu acest, asta... acest num, nu dânsul. Da. Snagoveanu. E... O veni în sensul că o fi dâns Snagov? Pe chintal nostru de aici, din Ilfov? Nu este din Snagov. Vom cerceta aceste aspecte și vom reveni cu răspunsul. Nu cred că e din Snagov. Eu cred că e gen de... Crezi că îi spune în alt preasfinția sa Baloteșteanu? Oboreanu. Snagoveanu. Da, iată ce mai spune dânsul. Citez. Dacă mergi cu bună cuviință, la mare adică, da, pentru sănătate, cum să fie păcat? Nu e păcat. E pentru tratament. Și acum întrebarea mea e, pentru tratament la Techirghiol, la nudiști, se poate? E cu bună cuvință sau nu? De altă parte, dacă te uiți înspre nudiști la Techirghiol, acolo ori se orbește. Adică, în preasfinția sa știe ce spune, să nu te uiți. Te uiți unde se cuvine. La tratament la nudiști la Techirghiol, nu. Cred. Și uite ce mai spune. Trebuie să meargă omul cu bună cuvință, să-și țină mintea în frâu, să privească numai acolo unde se cuvine, să meargă în familie, să nu se meargă să privească ce nu trebuie și unde nu trebuie, a spus în al preasfinția sa, la Radio Dobrogea. Problema e că dacă mergi cu nevasta... Oricum te uiți unde trebuie. Da, are grijă să nu păcătuiești cu privirea niciodată. N-ai cum. N-ai nicio grijă. Era, dar da. Dânsul acum îl cheamă Tomitanul. Tomitan. Da, ne-am spus Adi. Deci nu mai e Snagoveanu. Snagoveanu e când era... Deci, la când n-avea grăză. Acum e la Tomis, e Tomitanu. În al preasfinția sa, Teodosie, Tomitanu. Și e moldoven. Asta nu știu, nu ne băgăm întrebările astea. Putea, că mai degrabă îi spuneau Suceveanul. Dacă îi spuneau Suceveanul, era fix acolo. Să știi că de șuberec n-a zis nimic. Nu știu ce să spun, Luca. E greu să te iei de șuberec, că șuberecul e pe cealaltă
circunscripție, nu e la dânsul. La dânsul e cu merdenele. Cu... Și berecul e pe tratament? Sau merdeneaua? Că zice cu tratament, da. Ai voie, tratament. La noi e cu merdenele, mă. Da. Nu pot, mă. Merdeneaua e ortodoxă. Și berecul... Dar baclava, nu. Ai voie? Nu. Nici baclava. Nu e polembru. Păi și tu ce faci? Împăcătuiești? Da. Cu mare drag. Ce ezitare. După asta facem mătănii. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.